Bun găsit tuturor la episodul al treilea al serialului Arta de a crede, un serial destinat celor ce înțeleg credința ca fiind substanța divină a universului, din care toate dorințele noastre prind formă, un serial destinat celor ce pot integra adevărul conform căruia suntem co-creatori, suntem ochii prin care universul se privește pe sine și înțelege că este divin. Nu de puține ori adresez întrebarea ce sunt gândurile și nu de multe ori primesc și un răspuns satisfăcător. Chiar așa, ce sunt pentru voi gândurile? Ați încercat vreodată să găsiți răspunsul? Fără un răspuns clar, nu vom putea deveni niciodată stăpânii minții noastre, antena de emisie, recepție a gândurilor și gălăgiei acestora. Gălăgia minții umane, provocată de gânduri, este cauza principală a haosului din lumea noastră mentală și, implicit, a suferințelor de natură psihică. Și da, este gălăgie și confuzie în mințile oamenilor pentru că nu au integrat în sistemele personale o matrice bine definită care să clarifice ce înseamnă gândurile, de câte feluri sunt ele și cum funcționează efectiv. Ei bine, gândurile sunt fluxuri de energie și informație emise și recepționate prin și de antena minții. Emitem gânduri în lumea exterioară către toți exponenții celor patru regnuri, mineral, vegetal, animal și uman, precum și către toate elementele naturale și recepționăm gânduri din exterior de la cei înzestrați de natură să transmită fluxuri de energie și informație. Emitem de asemenea gânduri în lumea noastră interioară, către sinele nostru superior și recepționăm de la acesta gânduri pe cale intuitivă. Dacă nu știm să facem diferența între atâtea gânduri emise și recepționate de antena minții, adică nu știm să le identificăm și să le decodificăm pe fiecare în parte, se întâmplă pentru că nu suntem conștienți de ele, le lăsăm să zboare pe pilot automat, fără un plan de zbor. Și de aici avioanele din mintea noastră. Lucrurile devin și mai complicate când gândurile noastre își transmit natura, vibrația, energia și informația corpului, declanșând în organism tot felul de emoții, adică modificări neurofiziologice care ne fac să devenim triști sau fericiți. Cei ce doresc să aprofundeze relația minte-corp, gânduri-emoții, cum funcționează trinitatea umană minte-trup-suflet, cum să devină inteligenți din punct de vedere emoțional și cum să-și activeze conștiința sufletului prin ridicarea vibrației și activarea corpului de lumină, pot participa alături de mine la workshopul Masterplanul de viață, care se va desfășura live pe platforma Zoom începând cu data de 12 noiembrie 2022. Pentru detalii și înscrieri, ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@sursademotivatie.ro. Am fost întrebat deseori dacă este ok să intervenim mental asupra unui alt om pentru a declanșa în acesta împlinirea unei dorințe, cum ar fi procesul de vindecare, de exemplu. Gândurile noastre sunt de natură electrică și își pot transmite vibrația celorlalți. Ține de etică dacă transmitem gânduri pozitive sau altfel și de una dintre cele 12 legi spirituale ale universului, care ne învață că vom culege întotdeauna exact ceea ce vom semăna. Așa că decideți voi singuri cât de mult vreți să vă folosiți în mod conștient puterea gândurilor personale asupra celorlalți. Eu mă limitez la a explica modul în care funcționează. Atunci când transmitem conștient un gând puternic de sănătate adresat cuiva anume, trezim corespondentul lui vibrațional în mintea celui spre care a fost dirijat gândul. Încercați acest experiment. Dezvoltați la nivel mental cu ajutorul forței imaginației o scenă în care persoana a cărei însănătoșire o doriți vă confirmă că s-a făcut bine. În timp ce întrețineți acele imagini vii, simțiți cum exprimați prin tot corpul emoția bucuriei însănătoșirii persoanei respective. Rezultatul va fi o dublă binecuvântare, atât pentru cel ce vindecă, cât și pentru cel vindecat.
Să crezi că ai și primit este cheia lui vei primi. Trebuie însă să știi exact ce vrei înainte de a face să se manifeste lucrurile cu puterea gândurilor. Trebuie să știi ce vrei înainte de a putea simți că ai deja. Rugăciunea este sentimentul dorinței împlinite. Nu contează ce este ceea ce cauți în rugăciune, unde este sau pe cine privește, susține maestrul Neville Goddard. Nu ai nimic de făcut în afară de a te convinge pe tine de adevărul a ceea ce dorești să vezi manifestat. Când te ridici din rugăciune, nu mai cauți, fiindcă dacă te-ai rugat corect, ți-ai însușit subconștient realitatea stării căutate, iar prin legea reversibilității subconștientul tău trebuie să concretizeze ceea ce afirmă cu convingere și valoare de adevăr. Cum funcționează legea reversibilității am explicat în episodul 1. Oglinda este cea care ne poate ajuta să înțelegem și mai bine lucrurile. O rază de lumină este reflectată de oglindă și proiectată spre un receptor dintr-un punct îndepărtat. Gândul tău este lumina reflectată pe oglinda minții tale și proiectată în spațiu spre cel la care te gândești. Vorbind imaginii din mintea ta, faci oglinda minții să vibreze. Mintea ta vibrând, transmite lumina gândului reflectat pe ea, făcând-o să ajungă la cel spre care este îndreptată și să se lovească de oglinda minții sale. Astfel, mintea lui va vibra în concordanță cu modificările la care a fost supusă, reproducând în el ceea ce a fost afirmat de către tine. Credințele tale, atitudinile tale îți modifică în ritm constant conștiința, așa cum este ea reflectată de oglinda minții tale. Conștiința ta, modificată de credințele tale, se concretizează apoi în condițiile din lumea ta. Pentru a-ți schimba lumea, trebuie mai întâi să-ți schimbi concepția despre ea. Pentru a schimba un om, trebuie să-ți schimbi tu concepția despre el. Trebuie mai întâi să-l crezi a fi omul care vrei tu să fie și să-i vorbești mental ca și cum ar fi. Toți oamenii sunt suficient de sensibili pentru a reproduce credințele tale despre ei. Ca atare, dacă lumea ta nu este reprodusă vizibil în cel spre care s-au trimis gândurile, cauza trebuie căutată în tine, nu în cel a cărui schimbare ai vrut să se producă. De îndată ce vei crede în adevărul stării afirmate de tine, rezultatele vor urma de la sine. Oricine poate fi transformat, orice gând poate fi transmis și se poate materializa, pentru că gândurile sunt de natură materială, de aceea tind să se materializeze. Cuvântul rostit cu o încredere tăcută va trezi întotdeauna o stare corespondentă în cel în care s-a rostit. Orice stare care beneficiază de atenția ta îți va construi viața în concordanță cu natura gândurilor care o provoacă. A deveni atent asupra unei foste stări înseamnă a reveni la o condiție trecută. De aceea este bine să lăsați trecutul în urmă, să nu vă mai amintiți de întâmplările de altă dată. Trăiți în prezent și veți reuși să construiți un viitor pe măsura dorințelor voastre. Oglindind stări de fapt pentru altcineva, nu-i dăruim nimic, ci facem să învie acele stări în persoana respectivă. Distanța, așa cum este ea cunoscută simțurilor noastre obiective, nu există pentru mintea subiectivă, pentru subconștient. Timpul și spațiul sunt condiții ale gândului. Imaginația însă le poate transcende. Deși separat fizic de un loc față de care te afli la mii de kilometri depărtare, poți trăi mental în locul acela îndepărtat de parcă ar fi aici și acum. Imaginația ta poate transforma cu ușurință iarna în vară, un oraș în altul și așa mai departe. Obiectul dorinței tale poate fi aproape sau departe, rezultatele vor fi aceleași. Subiectiv, obiectul dorinței tale nu este niciodată îndepărtat. Proximitatea lui intensă îl face îndepărtat observației simțurilor. Obiectele dorințelor noastre sălășluiesc în conștiință, iar conștiința este mai apropiată de noi decât respirația. Conștiința este unica realitate.
Toate fenomenele sunt formate din aceeași substanță care vibrează la viteze diferite. Din conștiință am ieșit eu ca om și în conștiință mă voi întoarce. În conștiință toate stările există sub formă de potențial și sunt trezite la existența lor concretă prin credință. Singurul lucru care ne împiedică să producem o impresie subiectivă eficientă asupra cuiva aflat la mare distanță, ori să-l transformăm pe acolo în aici, este obișnuința noastră de a vedea spațiul ca pe un obstacol. Cineva aflat la mii de kilometri depărtare are rădăcini adânci în tine prin convingerile tale despre el. A te gândi la acel cineva și a ți-l reprezenta în lumea ta interioară, în starea în care dorești să fie, încrezător că imaginea aceasta subiectivă este la fel de reală pe cât ar fi de s-ar fi concretizat deja, trezește în persoana vizată o stare corespondentă pe care subconștientul său va trebui să o concretizeze. Rezultatele vor fi evidente, deși cauza rămâne ascunsă. Beneficiarul dorințelor tale va exprima starea trezită înăuntrul său și va rămâne neștiutor în privința adevăratei cauze a acțiunii lui. Necunoașterea cauzelor care ne împing să acționăm ne conferă iluzia liberului arbitru, ne spune maestrul Baruch Spinoza. Gândurile tale transmise cu intenția de a se manifesta în viața celorlalți se vor materializa în funcție de atitudinea ta mentală necesară pentru a avea succes, nu de atitudinea destinatarului. Destinatarul nu are nicio putere în a rezista ideilor tale controlate subiectiv în ceea ce îl privește, în afară de cazul în care starea afirmată de către tine ca fiind adevărată în privința lui este o stare pe care el este incapabil de a o dori ca fiind adevărată în privința altora. În acest caz, starea dorită se întoarce la tine, cel care a trimis-o, și se va realiza în tine. Beneficiarul binecuvântărilor tale este precum acul busolei în pivotul lui, adică total indiferent în privința direcției pe care alegi să-i o dai. O persoană care îndreaptă un gând răutăcios spre o altă persoană va fi rănită de ricoșeu dacă nu reușește să obțină acceptul subconștient al persoanei respective. Ce semeni, aceea culegi. Mai mult, ceea ce poți dori și crede despre altul poate fi dorit și crezut despre tine și de altcineva, iar tu nu vei avea puterea de a respinge o dorință de transformare a ta dacă cel care ți-o dorește o acceptă ca fiind un adevăr în ceea ce te privește. Posibilitatea de a imprima o idee în mintea altcuiva presupune abilitatea acelei minți de a primi acea impresie. Nebunii exploatează lumea, înțelepții o transfigurează. Știu că este foarte greu să-i convingi pe oameni că dorința și destinul sunt, de fapt, unul și același lucru. Este cea mai înaltă înțelepciune aceea de a cunoaște că în universul acesta viu nu există un alt destin în afara celui creat din imaginația omului. Nu accepta niciodată ca adevărat despre alții ceea ce nu ai vrea să fie adevărat despre tine. Pentru a trezi o stare înăuntrul altuia, aceasta trebuie să fie trează mai întâi în tine însuți. Starea pe care ai transmit-o altuia poate fi transmisă doar dacă este crezută de tine. Așadar, a da înseamnă a primi. Nu poți da ceea ce nu ai și vei avea întotdeauna în viața asta numai ceea ce crezi. De aceea eu unul aleg dacă să cred sau nu gândurile care îmi trec prin minte. A crede o stare ca fiind adevărată despre altul, nu numai că trezește acea stare înăuntrul aceluia, dar îi va da viață și în tine. Ești de fapt ceea ce crezi. Ceea ce crezi sincer despre alții, vei trezi în ei. Vibrația transmisă de credința ta va persista până când va trezi la viață o vibrație corespondentă în cel despre care crezi ceva anume. Însă, înainte de a putea fi transmisă acea vibrație, va trebui mai întâi să fie trezită înăuntrul transmițătorului. Nu lua în considerare aparențele, ci afirmă ca adevărat tot ceea ce-ți dorești tu în mod conștient să fie adevărat.
Lumea este o oglindă în care fiecare se vede reflectat pe sine, o oglindă care reflectă cu acuratețe credințele minții tale subconștiente. În ședințele individuale de consiliere am întâlnit o mulțime de oameni care nu-și înțeleg emoțiile, nu le pot identifica și nici nu conștientizează că gândurile își transmit vibrația corpului. Ei afirmă deseori, nu simt asta sau cealaltă, ce-i drept oamenii sunt diferiți. Unii se autoimpresionează cel mai bine prin imagini mentale, alții prin sunete mentale, iar alții prin acțiuni mentale. Este necesar să cultiv exact acea formă a activității mentale care permite întregii puterea atenției tale să se fixeze în direcția aleasă până când le va putea îngrena pe toate celelalte în sprijinul atingerii obiectivelor tale. Dacă ai dificultăți în a înțelege termeni precum imagini mentale sau sunete mentale sau acțiuni mentale, imaginează-ți trei persoane A, B și C. A își imaginează că vede o partitură muzicală, dar nu cunoaște nimic despre notele muzicale. Impresia din mintea sa va fi aceea a unei imagini pur vizuală. B își imaginează că vede aceeași partitură, însă poate citi notele muzicale și își poate imagina cum ar suna interpretată la pian. Acesta este sunetul mental. Persoana C poate citi muzical și este și pianist pe deasupra. Pe măsură ce citește, se și imaginează interpretând partitura. Aceasta este acțiunea mentală. Imaginile mentale, sunetele mentale și acțiunile mentale sunt creații ale imaginației tale și, deși par a veni din afară, ele vin de fapt dinăuntrul tău. Ele se mișcă de parcă ar fi mișcate de altcineva, dar sunt lansate de fapt de propriul tău spirit din depozitul magic al imaginației. Sunt proiectate în spațiu de aceeași lege a vibrației care guvernează trimiterea vocii sau a imaginii. Mintea subconștientă vibrează în conformitate cu modificările produse de gândul și sentimentele operatorului. Starea vizibilă creată este efectul vibrațiilor subiective. Un sentiment este întotdeauna acompaniat de o vibrație corespondentă, adică o schimbare de expresie sau senzație în operator. Nu există gând sau sentiment fără expresie. Indiferent cât de lipsit sau lipsită de emoții pare a fi, dacă reflectezi cu orice grad de intensitate, va exista mereu o ușoară mișcare musculară. Nu trebuie decât să te observi cu atenție ca să conștientizezi acest adevăr. Așa că afirmația că nu simți nimic nu stă în picioare. Energia, așa cum o vezi în cazul radioului, este transmisă și recepționată într-un câmp, un loc în care se produc schimbări în spațiu. Câmpul și energia sunt una și inseparabile. Câmpul subiectului devine întruparea cuvântului sau energiei primite. Cel care gândește și gândul, operatorul și subiectul, energia și câmpul sunt una. De-ai fi suficient de liniștit pentru a-ți auzi sunetul credințelor, ai ști ce se înțelege prin muzica sferelor. Cum muzica sferelor este definită ca fiind armonia auzită numai de zei și se presupune a fi produsă de mișcarea sferelor celeste, la fel este și cu armonia produsă de mișcările gândurilor și sentimentelor tale în templul tău interior. Observă-te cu atenție dacă vrei să înlocuiești gălăgia gândurilor tale cu armonia sferelor celeste. Observând gândurile, vei dobândi puterea de a le alege doar pe cele în care merită cu adevărat să investești energie. Procedând altfel, se cheamă cheltuială energetică, nu investiție, iar rezervele se vor epuiza la un moment dat, așa că îndrăznește să fii înțelept și integrează în sistemul tău de credințe legea transmisiei gândurilor.